Ok, salutări toată lumea, eu sunt Ner și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de terare a sezonul al patrulea, aici alături de Paul. Ce faci, Paul? Deschid uși. Și aici ne-am trezit în mijlocul unui Blood Moon, dar o să vreau să trecem peste el, fiindcă nu e așa de important. Și mai exact ce o să facem în episodul de astăzi o să fie că o să batem scheletronul. Și zicea Paul că n-are cum să nu-l batem cu ce iteme OP avem acum. I-am mai făcut și niște poți, suntem OP, da, suntem OP. Și am mai făcut eu niște poțiuni pentru noi. Dungeon-ul în stânga, ok. Păi hai în stânga, fac câte chestii sunt pe aici. Deci, efectiv, sunetul meu preferat, gata, din terarea, din zombiul ăla de sânge care zici că vomită. Și o să mergem acum să batem scheletronul. Să vii și tu, bun. Ok, O să trebuiască să facem bă, te-am roșii. încurcat cu un zombie. O să trebuiască să facem rost și de un, adică de NPC-ul ăla, Goblin Tinkerer-ul, ca să facem rost de Știu. măsuța aia să combinăm iteme. Uite cum arată apa, zici că-i sânge. Adică, Păi îi. totuși, Blood Moon până la urmă, deci, na. În Blood Moon parcă este un ceva de background, smooth lightning, care arată mai fain, știu, cum zic. Da. Dar tot așa, e un fel de, nu mai știu de la ce NPC puteai să Gata. cumperi. Da, intră și tu în timp albastru să ne vedem pe hartă. A, nu știam unde ești. Eu verificam acum să ved gen zombie, tu ești nerd, ceva de genul. Te uitai la fiecare zombie în parte, a? Da. Păi hai că... Adică o să avem timp destul, zic eu. Și vrei să... Cred că o să apucăm să și explorăm dungeon-ul cât de puțin. Dar știi ce n-avem noi? Noi n-avem chei din alea, dar cred că le putem farma acolo. Bă, dar sabia asta orice fac dă confuz instant. Oh my god. Ce bă? Din păcate am un prieten foarte prost care mereu când mă vede că mă joc Terraria, mă întreabă dacă filmez și mereu se roagă ca să că filmez ca să mă spameze acolo, știi, să se audă pe filmare sunetul de la Steam cum îți de mesaje, știi? Dar știi că poți da disable. Dar n-am timp acum că trebuie să pun joc în bară și din astea și vorb și după să-i spun. Da, dă alt tab. Stai așa. Îl faci de acolo, alt tab settings, știi? Gata. I-am dat bloc. Îi dau un bloc după ce gata de filmat ca să nu mai primesc Dar mesaje. știi, gen, mai demult Blood Moon era foarte sec, adică pur și simplu era numai soundtrack-ul ăla puțin creepy și ciudat pe fundal și venea mai mult zombie și demonite, dar în rest nu era nimic spus. Păi, mică poveste, când m-am apucat eu prima oară de Terraria, credeam că, știi că în Blood Moon zombii deschid ușile. Da. Și eu am avut norocul ca prima mea ăsta, prima noapte, să fie un Blood Moon, știi? Deci îți dai seama cât de norocos am putut fi. Și, mă rog, am făcut în casă și toate astea, dar e faza, oh, fuck. E faza că de Blood Moon zombii deschid ușile. Și am văzut că încep să-mi deschidă ușile, vai, și eram tot panicat, mă gândeam că o să-mi deschidă ăștia ușile toată viața când o să mă joc Terraria, o să trebuiască să blochez, să fac ca pe Minecraft, știi, cu pressure plate-uri și chestii. Să nu-mi intre în casă, dar după am realizat că e doar de Blood Moon faza asta. Păi, hai că eu te aștept aici, văd că mai cam 1000 de metri să vii. Cam. Adică un kilometru. Da. Ar trebui să... Mi-ar fi Ai ce... folositor să am ceva de zburat, dar în fine. Dar eu n-am nimic de... Adică am doar Cloud in a Battle cu care sar de Păi, două ori. aia oricum e foarte bună, că gen ai chiar boost bun cu el. Eu pe telefon mă acolo. Și Tornado în combinație. Da, Știi că Tornado poți e să mă chiar... pot. Adică le poți combina toate, mai e Păi da, ceva care și asta. le poți combina și gen îți dă o chestie cu 3, nu mai știu numele exact, dar îți dă o chestie cu 3 jump booster, gen poți să ar de 3 ori. Și mai folosesc rareori covorașul ăla. Am și covorașul e ok. Da, numai că ține puțin. Uai, 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 deci fără clausuri, sau cum le zice, nu, eram gata. A, ai picat acolo în... Hău. Hai să dăm zoom pe fața lui, ia uite. Începe să sară Paul acum pe acolo. Oh my god. L-aș spawna acum, dar după, până apar tu, cred Așa, că... stai. Am repornit microfonul pentru că normal că discuțiile familiale tot timpul se interpun când eu trebuie să filmez. De-aia de multe ori când tu vorbești nu zic nimic. oricum te aștept aici. Păi,
Da, o să dau buff-urile de acum. Buff. Deci când o să fii la 100 de metri, o să-l sumonez, să știi. Stai, da, filmează, ok. Eram panicat după dacă n-ar fi porn dacă nu era filmarea pornită. Vreau să iau neapărat din dungeon ceva iteme mai bune, adică... A, nu pot să urc. Da, stai, Stai. n-ai Uite, hook-ul. spreți. Mersi. Ia zi, după tot timpul ăsta în care te chinuiai să urci, acum ți-ai dat seama că ai hook-a. Stai, de fapt nu. Am crezut că am. Păi, nu ți l-am aruncat atunci, nu mai ții minte. Îl am, dar dacă a fost pe T sau R, nu se întâmplă Pe nimic. E, pe E. Ah. La mine mai de mult bind-ul era pe R. Ce le poți schimba în setări, dar, bă, dar serios, deci mă uit la tine și de vreo 3 ore ai tot picat de pe bucățelele alea de lemn sau ce-o Pentru că fi. mă tot împing Eater of Souls ăștia. Păi folosește ăla să urci, hai. Gata. Acum încep să prinzi viteză, 600. Da, și este apă pe jos. Dacă aș avea Cloud in a Bottle, așa aș fugi pe aici. Hai Aș grijă fi... că o să urmezi un dita mai hău după, de aici Aș vezi cum sari. fi Flash. Hai, sari mult, sari, sari, nu, te-ai dus, apasă-i, apasă-i! Mersi că mi-ai zis de... Holy shit. Oh my god. Oh. Așa îmi bubuia inima. Oh, Păi mă Doamne. uitam pe minimapă cum îți pica așa capul ușor, ușor prin toată gaura aia. Dar ți-am zis să ai grijă că dita mai hău, că și eu picase un el, dar am apăsat E și gen, na. N-ai torțe. Dar mă enervează, mă, atâtea spawnează Eater of Souls. Păi se spawnează, că altă treabă n-au. De ce îmi place peștele la zburătură? Cred că e printre cele mai faine peturi care le-am putut face. Adică le-am putut primi. Nu l-am mai primit până acum, e prima oară când îl primesc. Și șansa e destul de mică de drop oricum, ce-i drept. Și din pescuit, ceea ce nimeni nu face. Tot așa am văzut un video pe YouTube și să știu. Bă, dar e faza că o să treacă noaptea până vito. Eu acum realizez. Bă, dar știi Stai care e așa. faza? Legat de pescuit, știi că și pe Minecraft poți primi și platoșul de diamond cu protection 4 dacă pescuiești. Da, dar trebuie să pescuiești mult. Hai, dau drumul. Da, avem timp. Da, avem. Let's go, my friend. Hai, sus aici. A, nu! N-am poțiuni, e cam Ți-am mort, dar... aruncat o poțiune din aia de Iron Skin, ai luat-o? Thank you. Na, păi hai, vino că eu... O să trebuiască numai să fug de el și cred că are agro pe mine, dacă nu mă înșel. Nu! Asta e mă, că eu am arc, doamne ciungă-s. Dar parcă tu erai melee sau arc, că nu mai știu. Nu, Mi? am un chiar, acum chiar nu contează. Hai să zicem. Da, dar cu arcul bați foarte repede. Ziceam să fie puțin mai challenging, știi ce zici? Zic. Așa, uite cum îi scade viața. Când îi dai 30 damage și minionii mei... Bă, așa-mi plac particulele astea. Arată fain, da, și mi-mi plac. De la Jester Arrows. Dar e faza că minionii mei scam useless, abia îi dau 7 damage. Asta e, by the way, arcul pe telefon e cam useless, că nu-i prea acurat. E greu să tragi pe telefon, adică, na. E greu să faci N-am cam jucat orice foarte pe mult pe telefon. telefon, adică cred că abia am ajuns la Wall of Flesh să-l bat, atâta. Dar și pe Wall of Flesh tu și cât mai chinuit, că acolo trebuie să te miști bine. Da, să nu te prindă, că Ma dacă te-o majoritatea prins... joacă și Terraria, care joacă pe device-uri, oricum joacă cu controller. Hai, da, au murit. E, vreau și eu. Ce-o picat? Ii, Ce-o picat nice. masca? Da. E, Nu. ce fain arată, lol, ce fain arată cu chestia aia. Asta Păi... am primit-o exact în ziua de Halloween când l-am bătut pe... Nu mai știu cum. Skeletron. Da. Era vară. Asta mă, ce logică e asta, mă? Ci că exact în ziua de Halloween, vară. Era var, era var. Deci, vara asta, că mi-a schimbat data de pe telefon. Că știi că dacă schimb, Da, pune ți și se dă Valentine's. eventul. Da, a fost vara asta. M-aș fi uitat după Bă, dar stai, Waterbolt, dar nu știu dacă îl găsesc. asta am zis. Las că dau eu check la cărți și dacă zic dacă găsesc. Da, e cam useless, fiindcă toți suntem... Eu, Summoner, tu, Millie, deci, nu, prea... Și... În fine. Dar poțiunile tot mi le trebuie. Nu știu cum o să se descurce minionii prin dungeon. Ia cât am filmat? 9 minute. Oh, păi avem timp să... Nu mai întorce, fac. Avem timp să descoperim, cred că, tot dungeonul. Oh. Opa, opa. Băi, era să pic. Poțiune de mană. Iei tu tablourile și astea, Da, că iau știu că-ți plac.
Vrei să iau și tablourile? Dacă vrei, na. Dar le iau numai care arată cumva. Hai că iau Îi, câteva îi pe unul sus care arată, îmi place cum arată. Oh, fuck. Vezi că sunt țepi de aia, eu o să încerc să iau pe toți aia care sunt așa de... Ia, ia mult să-i spargi. Da, da, am pic exul bun care îl sparge foarte repede. Dar știi că Mana Potion era... Și eu și în inventar albastră, dar aici e mov. Nu, pare albastră, stai că văzusem un la dar s-au schimbat texturile și din dungeon. Oricum, inițialul dungeon chiar că arăta ca și plastic. Păi, sunt două tipuri de dungeon-uri. Ăsta mai verzuliu așa și ăla roz. E, uite, am găsit mecanicul. Cum îl cheamă? A, nu văd de pickaxe. Don. Ce da nume pentru o fată? Păi, de fapt, nu, dar în fine. Don? Adică, abia auzeam, gen, la filme sau chestii, Don. Dar are multe chestii care le vinde pe aici. Adică nu o să le folosesc momentan, dar nu. Știi ce mă bucur acum? Că sunt ăștia cărți scal care gen... Dacă te nimeresc, îți dau un debuff în care nu poți să dai cu sabia. Și ăștia nu prea au efect la mine din moment ce eu nu sunt melee și nu dau cu sabia. Ai zis că vinde multe. Vinde țigări. Ce să fie? Vinde țigări. Cine? Am găsit Waterball. A, l-ai găsit? Uite, am găsit aici un... Oh nu, ziceam așa în glumă, numai a fost cam seacă, mă dau seama. Când ai zis tu de mecanic, ai zis că vinde de toate și am zis vinde și țigări. E. Dar ce te fac minionii? Minionii tăi sunt nebuni, mă. Bă, 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 nerd! Nerd, 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 nerd. Da, ce e ce Paul? Nerd, da, vine Paul. Goblin Army. Ce? Stai. Goblin oh, Army. Fuck. Hai sus. Nu, dacă stai în dungeon nu apare, apare doar da, când ești. Da, vreau eu să ne bătem. Dar vreau să explorezi dungeon-ul. Dacă e, du-te tu și bate-te cu ei și explorezi eu dungeon-ul, ok? Da, știi că ne putem întoarce aici, da. Da, eu vreau acum să văd ce poți să găsiți pe aici. Okay. Du-te tu și bate-te cu ei și na, eu o să aștept aici și o să... Bă, dar minionii ăștia, hai minionilor, faceți-vă treaba. Fuck, oi. Mai apar și ăia care zboară. Waterpool de 20? What? Nu. Fuck, m-au prins ăștia aici. Cam greu cu minionii ăștia, hai da. Pe eu moară. Și ți-a apărut în margine Goblin Army acolo? Cu apărut, da. Dar mie nu mă apare aia cu procentul cât de bătut sus. Acum mi-apare. Aia mă referam. Acum apare. Am găsit un chest aici, dar e faza că e închis. Hold up pe ei. Ei. Cred că o să moară NPC-urile de la noi cu aia. Nu te bate în casă. Adică, na, nu-i văd rostul. Nu mă bat în casă, ei deschid casa și o apru mulți mei. Și nu mă pot urca pe casă, că da. Da, deci aștept ca un minion să bată o armată, adică un schelete și abia îl moară. Că fiindcă ăilalți ori decizie să se blocheze sus, știi? Dar nu poți să dai recall sau cum ar veni. Nu, adică dacă încerc o să dea numai la unul, știi? Și ceilalți o să rămână tot în spate. Dacă încerc să-i sumonez iară unde vreau. Sumonează numai unul. Uite, am găsit ăsta, tablou cu Blood Moon. Arată fain. 31%. Da, 33. Ce dau eu pe ei? Bă, nu știu ce să zic, gen, minionii sunt ok, dar cam greu cu unii boși care sunt și nu-și au damage foarte mare. Cred că ți-am spart floricica. Ăla cu florile? Da. Ai dat cu sabia sau cu pickaxe-ul pe ele? Dintr-una nici alta, cu sabia. Ah. Adică goblinii aia cu chestiuța aia mov. Chestiuța aia mov. Uite, am găsit un slime de la care îmi dropează cheie. De fapt nu, floricica îmi dropează acolo. Am o dispărut.
Fuck. Ei, am făcut rost de cheie, mă duc să deschid un chest. Creaturi. Case opening aici. Mama, tot apare scheleții care mă enervează. Tot apare scheleții, limbul române. Am zis tot apar, what the fuck? Așa am zis, tot apare. E mai mult albastră aia de mană dacă mă uit mai atent, gen. Asta iarăși depinde și de cum este toată luminozitatea la amândoi și ce placă grafică. Adică nu prea dă amov cel puțin. O să mă uit și la tine pe filmare să văd cum arată. Bă, mă moare scheleții ăștia. Sunt 30 HP. Dar așa sus era chestul ăla, what the fuck? În realitate, să dai atâta cu sabia, cred că ți-ar pica mâna jos. Da, nimeni nu cred că ar da în realitate așa. Îi dai de 2-3 ori deja ce doare mâna. Păi și când se băteau ăia, cum crezi că te dau de 2-3 ori și îi durea mâna? Păi, erau antrenați, dar tot oboseau. Păi oboseau, îți dai seama. Dar până să obosească mai poate mureau, poate până să obosească. Și nu știi câte chile de armură aveau pe ei și transpirați, și obosiți, și vomitați și tot e una peste alta, în fine. Acum, Ana, trebuiau să suporte, bă, dar naibii chestul unde... Deci dacă am trecut pe lângă chestul ăla... În ziua de astăzi, ce stravă? O șachetă și un pin ai în buzunar. Roschi style. Da, aparent am trecut pe lângă chestul ăla, fără să fiu atent. Nu știu cum s-am putut, cum s-a întâmplat toată asta, dar mă rog. A, nu. A apărut? Cine? The Goblin Army has been defeated. A, păi trebuie să apară, să fie casa, loc liber în casă. A, aia cu defeated, da, dar gen... după ca să apară goblin. Cred că apare goblinul după ce bați asta. Ce goblin? Tinkerer-ul. Dar ai spart tu chestul ăla? Nu ai ce era, what? Păi, o chestie sigură, am format la gol și am făcut 10. Uite, tabloul ăsta cu unicorn aduce aminte de junimea. Și mie, asta vreau să zic, de-am uitat. Hai, mor schelete. Bun, deci am făcut rost... Oh, fine, chiar a picat ceva util pentru mine până la urmă. Hai că vin și eu acasă. Quick stack. Unde ești? Acasă. N-ai spart astea floricelele, încă sunt. Trebuie să dai cu pickaxe-ul pe ele ca să le spargi. What? S-o spad, dar au crescut înapoi. Lol, ce drop frame ciudat am avut. Adică, gen, pățesc așa, așa se mișcă numai când pun joc în bar, am observat. La OBS e mai ciudat decât la alte astea de filmat, fiindcă dacă la OBS pui jocul în bară, nu-ți merge totul normal, ți se oprește imaginea, știi? Dar nu știu dacă observa când filmai cu OBS-ul. Nu țin minte. Și de ochiul ăsta o să-l țin la mine. Cred că în episodul viitor o să mergem să explorăm tot hell-ul care o fi. Numai acum vreau să... Vreau să las toate chestiile care mi-au picat pe aici. Păi, cred că am lăsat tot. Nu mai ceva. Cât am filmat? Am filmat 18 minute. Ce zici, încheiem aici? Că, na, după ce mai avem de făcut? Chiar ți-o pica ceva la ăștia. Harponul, dar ăsta nu e Emily? 26 range damage. Da, e ranged, deci nu e de tine. Da, păi nu e tot acolo. Nope. Mă gândeam că e Emily la început, dar, na, aparent... E de arranged. Da. Avem 80 gold. Și ăsta merchantul se gândește și el tot numai la gold. Ai tras iar cu arcul ăla cumva? Nu. Arcul e asta. Nu, zic, arcul ăla de albine. Da, arcul e asta. A tras cu grenadă de albine. Ah, ok. Extindem casa? Cât lemn ai? Am 50 lemn, tu? Eu n-am numai boreal wood. Și nici nu, adică sunt câțiva copăcei pe aici, da, ba, sunt câțiva copaci. Mai bine copaci. Îi sacrificăm și luăm după altă parte. Nu, neapărat că îi putem planta înapoi, deci n-ar fi, uite, după dungeon, ai trecut de dungeon? Nu. No. Să vezi și copaci sau acolo, e plin de ei. Și meteorite-ul. Dar chiar că, hai vedem meteorite-ul. Păi,
în stânga, nu în dreapta. Dar nu le trebuie meteorite, adică îți dă pentru, e mai mult de mage totul, mage. Cum zici tu? Că dacă era așa, am fi putut să mergem să facem rost de ce pică. Adică armura, armura de meteorite mi se pare foarte OP, nu știu, e mai ales Păi cu și nu. sabia, cu ăla, cu laser gun-ul, care îți dă space gun sau cum se chema, care nu-ți Da, folosește mana când tragi cu el și dă mult damage, aia e faza. am 250 spiky ball. Parcă aveam undeva un pistol. Da, alea nu le poți trage, știi? Dar ce faci cu ele? Aruncă-le să vezi. Da, gen, nu să le arunci, doar să dai click stânga. Uite, vezi? Na, și gândește că ăla rămâne acolo și când trec inamicii prin el și au damage. E ca un fel de trap care rămâne pe jos și, na, dă damage. Da, e range de damage, nu? Sau melee? Thrower, sau cum o fi, că nu mai știu exact. Aruncă în câteva secunde. Drawing. Throwing, na. Deci nu sunt nici de tine. Ce ai de mine? Săbile melee. Ai văzut cum arată ăla... Dar nici acum n-am găsit Enchant Sword. Terra Nu, nu. Blade-ul. Știi Terra Blade-ul, nu? Viața mea n-a văzut așa ceva. E sabia care dă cu alte săbi verzi când dai cu ea. Da, aia e Păi, de tine. Și gen, gândește-te că faci... am Enchanted Blade, Enchanted sau cum se zice, Enchanted Blade. Și tu aia o găsești random Da, la da, început. da. Na, Ar fi bună să o am. e ceva, sabia aia, Terra Blade, e ceva de ca aia numai pe steroizi. Și faza e că nici nu e cea mai bună sabie din Terraria. Steroizi, mă gândesc. Că sunt unele și mai bune, care pică la Moonlord. A, ce Hai să încheiem faci? episodul aici, că decât să ne plimbăm așa și să nu facem nimic, mai bine terminăm și vedem episodul viitor ce facem. Păi, nu bun, sper că v-a plăcut și acest episod. Dacă vreți episoade în continuare cu mine și cu Paul, nu uitați să apăsați și el buton de like și la mine și la el. Adică, din câte am observat, am făcut acel video în care le-am spus că o să apară de episoade separate la tine și câte vizualizări s-au strâns la tine, că nu m-am uitat. 100 și ceva. Deci sunt ceva și dacă v-a plăcut și episodul ăla, na, cam atât. Tu mai, Paul, mai ceva de zis, Paul? Da. Hai să le zicem, papa. Pa, pa.